Da, okay. Regina. Acesta este al? Regine. Doamna John Soția. Iar în partea de la noastră, regele sau domnul din timp respectiv și episcop. Frumos. Suport de cărți la cântăreț, cât un bulturi ce reprezenta emblema mântuirii sau țării. Stas care tot din bronz aurit, face parte tot din mobilierul mănăstirii. Baza... Fiți bună și aprindeți asta. Nu, că nu se poate. E prins cu toată. Și femeile nu trebuie. Da, da, da. La iconostas, baza, marmura de Carrara. Sfânt în Italia, deci. Colane din Onyx. Onyx? Onyx. Roci semiprețioase. Cele două icoane mari și trei medalioane mici, mozaic de Murano. E tutta roba italiana, da, unice. Da, 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 da. Queste sono portate, da. De unde au fost aduse acestea? Marmoro de Carrara. Carrara. Marmoro di Carrara. Carrara, di Carrara. Cose, sì. Cose tutte dall'Italia. Dar aceste toate acum la ultima restaurare, acum 100 de ani. Dumneavoastră sunteți convinsă că această restaurare ultimă a ținut un pic seama de ceea ce a fost înainte? Foarte puțin. Mobilierul nostru, mai ales mobilierul... Măcar a imitat ce a fost înainte? Nu prea. Nu, mobilierul nu prea, pentru că noi avem așa la catapeteasmă sculptură frumoasă și mai ales iconografia aceasta foarte bogată, pe când aici, fiind catolici cei care au restaurat, catolicii nu au deloc. Iconostasul. Da, da. Și așa că nu atunci au l-au făcut mai simplu. L-au făcut foarte simplu. Ai capito? Siccome sono stati italiani e cattolici, non hanno, quando hanno restaurato, hanno semplificato molto, cioè questa, vedi, questo, sì, questo iconostasis è molto più semplice, doveva essere più complicato, più bello, capito? Come era quello di Jaurès, come... Invece qui è troppo semplice, secondo... Loro, sì. Secondo loro. Dar focul a mistuit tot ce a fost în lemn și așa că a trebuit făcut o altă nouă, dice, restaurare. Proprio perché il fuoco ha distrutto tutto e perciò è stata necessaria questa nuova. Pictura a fost executată de doi francezi, Renard și Nicole, arhitectul lor, André Lecomte de Nuit. De Nuit, ah, Lecomte de Nuit. Marele nostru Iorga a fost foarte supărat pentru că nu s-au găsit totuși niște români ca să poată să facă o restaurare mai stilul acesta al nostru, da, bizantin. Da. Sfinți subți la față, sfinți ce reflectă, cum să spun, frumusețea, da, interioară, pe când, mm-hmm, aceștia deja din bizantinul acela al nostru a trecut înspre neobizantin și spre... Era moda acelui vrei, acelui, da, acelui, da, timp, da. De fapt, Dobromir de la Târgoviște s-a desprins puțin din stilul acela bizantin. Adevărul e că e frumos așa. Este foarte frumos. Odată cu zidirea acestei frumoase capodopere, minunea de la Argeș s-a zămislit și frumoasa și duioasa legendă a meșterului Manole, ce și-a zidit în aceste ziduri pe soția sa, Ana. Da. Și ziua se ridica, noaptea se dărâma și pentru a nu se mai dărâma a trebuit jertfită o viață omenească. Aia nu se zidesc în ziduri mănăstirii, Ana, întrezătoare în urmă soțului său acat, meșterii după ea și au început să zidească piatră după piatră până când zidurile nu s-au dărâmat. Și mai spune legenda, când ar putea cu voi vorbi, mai știți această lucrare, și-a întrebat pe acei 10 meșteri mari dacă pot să ridice o altă biserică mai frumoasă, iar aceia au răspuns, da, Doamne, putem să ridicăm o altă biserică mult mai frumoasă și mai luminoasă. Și atunci s-a întristat, rog, voievodul, și a poruncit să se surpe toată schilăria, iar acei 10 meșteri mari de pe acoperiș, lăsându-i pierzările, și-au făcut aripi din șindrilă și cam altii care au zburat, dar acolo unde au căzut și-au murit. Legenda spune că din sufletul meșterului Manolo a fi un zvor, un zvor de apă curată. Care există acest izvor? Da. Fântâna se află peste drum, cum ieșiți pe poartă de apă. Fântâna meșterului Manolo. Da. Este
catedrală episcopia, reînființată de noi episcopia de Argeș. S-a zidit pe vechele râu ale Bisericii Metropolitane, dat în 1359. Acel zid părăsit de multe sărbătoare aici, nu s-a primit lumină, pentru a nu se degrada. Foarte bine. Sunt peste 150 de motive florale în exterior, ce niciun model nu se repetă cu altul, se îmbină stil românesc, carmean și arab. Specificul mănăstirii, două turle din afară, perfect verticale, răsucite în formă de spirală, parcă stau să se prăbușească unul peste celălalt, dau o notă de eleganță în peste. Ana, soția meșterului Manole, se spune că ar fi zidită da? În absida din exterior, la picioarele Sfintei Maria, deci în exterior, acolo se află unde? O pecete aici. În exterior, în afară. Dar aici, în punctul acesta. Da. Aceasta este o legendă frumoasă și duioasă, creată de poporul nostru, precum doinele și baladele. De unde știm că nu e adevărat? Din această legendă putem să tragem, să desprindem o idee, să tragem o concluzie că nimic nu se poate face măreț, frumos și durabil, precum este cu adevărat minunea de la Argeș, fără muncă multă, perseverență, spirit de creație și în special sacrificiu adus de multe ori, chiar până la jertfă și de multe ori jertfă umană. Argeș, acum. Din fața mănăstirii este un aghiazmatar sau baptistier, care are rolul de a sfinți aghiazmele când se fac anumite slujbe mai importante peste an. Izvorul tămăduirii, vinerea după înviere, bineînțeles învierea, da. Sfânta Maria, hramul ce a fost dat chiar de voivod 15 august, patronul acestei mănăstiri, așa și 7 decembrie, Sfânta Filotea, unde o veți vedea în clădirea de roșu. Este acolo, sunt acolo moaștele? Da, moaștele Sfintei Filoteia, în spate. Dar cum că nu sunt în biserică? În... A fost și aici, dar acolo se fac slujbele de vecernie și, adică utrenii. Furturumbei cu cât un clopoțel în cioc stau gata de zbor. Acești clopoței, odinioară, la orice ardiere de vânt sunau, din pricina ploilor și a prafului, au rucinit și s-au oxidat. Uitați-vă turla de pe Naos, ce frumoasă este toată. Cioplită cu dalta în piatră, este o sculptură în piatră toată. Modelele acestea, ți-am spus că nu se repetă niciunul cu altul, în medalioanele acelea frumos, deosebit de frumos, ornate, ornamentate. Parle français? Nu, nu. Și reprezintă, deci, cele trei stiluri, românesc, carmean și arab. Rozete străpunse, înăuntru cu nișele și cu vitraliile. Cosa dice? Cosa dice? Ve lo dirò subito. Ah, ma quello è il pavimento. Poftiți să mergem să vedem și locul. Ce bine că stați cu mine. Unde după la legendă. Già acheté ce livre. Da. Noi. Crinul. Gardulețul acesta din crin cioplit în piatră. Nu o să pot să stau mult pentru că... Da, da, da. Normal. Zice că este zidită Ana. Vrem să mai adăugăm un lucru, că Ana a fost zidită de vie în zidurile mănăstirii. Putem să fim mândre că există o femeie care s-a jertfit pentru această cauză, pentru ridicarea acestei frumoase opere nemuritoare. Pintoria lui Neagoi. În spate, fost Palatul Regal, nu mai merg mai departe, da, mai da, de aici vă da, spun. Da. Fost Palatul Regal al regelui Carol, zidit în 1890. Înaintea acestui palat au fost de jur împrejur chilii călugărești și se intra aici avea așa un iz mănăstiresc. Dar le continui a căutat să verme tot și să facă acest corp eclectic aici și... You must have a person eagle speaking. Ce spune? Deutsch! Ah, să vorbesc. Ei, nu. Așa. Da.
Dite, dite. Spuneți. Deci este, sunt mai multe stiluri. Sunt stiluri? Da, stiluri al mea. Și artă brâncovenească și artă românească. Să nu uite dumnealui că sunt ghid pentru români, nu sunt pentru străini. Vă rog să transmiteți. Da, da, da. Așa, așa. Da. Veți merge înăuntru și veți vedea racla cu moaștele Sfintei Filoteia. Vă rog să fie îngropat aici. Câmpul Lung.
Câmpul Lung. Adesso ci spieghi un po', no? Cine este părintele? Superiorul mănăstirii. Ah, cu mare plăcere, mare onoare. Noi venim de la Roma și dacă ne puteți spune două cuvinte să vă auzim și în film despre această mănăstire, o dăm și noi și ne lăudăm cu ea pe alte meleaguri. Da, cu plăcere. Monsignore, eu vi traduc-o dopo. Vodă din Câmpul Lung Mușcel, prima reședință domnească a țării românești în secolul XIV, sub Basarab I. Biserica care o avem în față este a treia de la Basarab I, prima în timpul lui Basarab și Nicolae Alexandru Basarab, da, care din cauza unui cutremur la 1600 și ceva se dărâmă și da, este făcută de Matei Basarab pentru a doua oară și da, următoarea este făcută la 1830 în timpul lui Grigore Ghica și a mitropolitului, a arhiereului Perdiman, Filaret Perdiman. Aha. Trebuie să știți că își păstrează aceeași formă și este făcută da, pe același loc și cu același material. Da, da. Da. Biserica de jur împrejur a fost împrejmuită de cetate sub formă de chilii. În parte de miază noapte mai dăinuie, mai se găsesc chiliile. În parte de miază zi au dispărut din cauza unui incendiu din 1934. Aici? Da. Totuși aceasta pare mai veche, nu? Această casă. Casa care o vedeți în parte de miază zi este casa domnească a lui Matei Basarab din secolul 17, 1600 quella. Însă este făcută pe temelii din secolul 14. Au fost alte clădiri cu mult mai vechi înainte sub fundamentii del 1300. Da. În această casă a funcționat prima tipografie din țara românească, prima tiparniță în timpul lui Matei Basarab cu iar de la ultima construcție în timpul lui Grigore Ghica, 1830, se mai păstrează doar tabloul votiv în partea de apus cum intre în biserică. Vă spuneam despre turnul proporniță, este... care datează de la Brâncoveanu. Se cunoaște, se observă stilul brâncovenesc, arcadele da, care da, caracterizează stilul brâncovenesc. Tot în incinta mănăstirii se află un paraclis în partea de răsărit în față. Dacă un attimo. Îl puteți lua. Da, un attimo. Un moment. Este excepțional acest turn. Da. Când a spus că s-a construit 35 de metri în timpul lui Matei Basarab. E un simbol al Câmpul Lungului, pare, absolut, nu? Absolut, da, da. Este dintre cele mai înalte clădiri monumentale din Câmpul Lungului. E făcut serviciile religioase din... Pe noi Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește!
cel din care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată. Și dau căzut robii Tăi aceștia sub blestemul tatălui lor sau al maicilor sau sub blestemul lor, sau de a amărât pe vreun preot și a luat de la ei legătură nedeslegată, de a căzut în grea prisane de la arhiereu și de nepăsare sau de nenevie n-au dobândit iertare. Iartă pe aceștia prin mine păcătosul și nevrednicul robul Tău. Și trupurile lor le desleagă în cele dintre care au fost alcătrețe să așeze. Amin. În sânurile lui Abraham să odihnească. Amin. Și să numere ea pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, care s-au pomenit să pomenesc în slucașul acesta, și de felul Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și de felul Doamne veșnică pomenire, veșnică. Așa, spuneți. Deci cel mai important document în această mănăstire este mormântul lui Nicolae Alexandru Basarab, fiul primului domnitor, întemeitorul Basarab I, care s-a săvârșit la Câmpul Lung, a domnit între 1352-1364. Trebuie menționat și precizat că tot aici, la Câmpul Lung, s-a săvârșit și Marele Basarab, întemeitorul, după o inscripție găsită la Biserica Domnească din Curtea de Argeș, unul dintre meșterii care lucrau în momentul acela, impresionat de eveniment, a săpat, a notat pe o cărămidă. Astăzi s-a pristărit, astăzi s-a săvârșit la Câmpul Lung, Marele Basarab. Deci tot aici, însă nu se știe precis mormântul. Biserica este pardosită cu morminte. Avem morminte aici, avem grobnițe, două grobnițe în partea, una mai în față, una mai în spate. Și... Deci, tot în această biserică este și mormântul lui Basarab I, întemeitorul. La dreapta, portretul. Din cauza restaurării, o parte din ea s-a degradat, însă se observă stilul italianesco. Avete visto Bistrița, el vescovato di Râmnic? Așa. E lo stesso pittore che ha dipinto anche qui, Tatarescu, stile italiano, vedete? Sì, sì, sì. Avem o pictură valoroasă care
este rară în țara noastră. În partea dreaptă este Drosana. Traian a fost păgân, de bună seamă. Questa è la figlia dell'imperatore Traiano, martirizzata da suo proprio padre, Drosina, la santa Drosina, martire. Da, pentru că s-a creștinat. Perché è diventata cristiana. Da. Dunque, da te, il padre l'ha fatto? Sì, è Traiano, l'imperatore Traiano. Decapitato. Decapitato? Perché era diventata cristiana. Pentru că a devenit creștină, da. Da. Sì, questo l'abbiamo sentito. Peccato che si è un po' rovinata la pittura. Dar cum s-a stricat pictura, părinte? A plouat ce-a fost? A plouat, a fost lăsat în... Vai, tata, răscul este mare, da. Domnule. Adică aici e o chestie serioasă. Aici a venit un grup de face. Da? Si? A examinat pictura și a spus că vor, da, vor stimula, sau cum să zic vor eu, simulare, vor publicul francez. Pentru a interveni să repare. Da, să repare aici. Da. Au ce este? Ce spui? Da. Pentru să știți că Tatiana parcă așa scrie. Vai, che sorpresa! Come sono contento di questa di Tatarescu. Da, puteți lua chiar și în Sfântul Altar. Este un pic. Acolo se observă două straturi de pictură suprapuse. Da. Questa è nascita Maicii Domnului sau asta? Aici este nașterea Sfântului Ioan Botezător. Ah. Părinte, asta e vechea mănăstire? Nu, nu. Vechea mănăstire este cea care nu este. Asta este de la 1800, bineînțeles, s-a dat și mai în 1700, s-a fost de lemn. Dar și se dată eu nu-mi zis. La fitteria. Cofetăria. 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 Nome della provincia. Non avete perso. Non arriviamo mai. Monasterio Francescana. Vostro? Sì. Vostro? Sì. Oh, Gozaidan. Che finalmente vediamo un francescano. Non sono francescano, dar ho fost. Fu. Fu francescano. Fu. Da stasera dalle petreatta che si è fatto dare le trecce, non sta. Polizia. Carta igienica.
Rucăr. Pare che sia Ludwig van Beethoven. Nu urla, nu striga, nu vorbi prostii. Apar, apar. Calitățile. Păi dar de ce? Adică asta a fost nu, era o inițiativă particulară și nu se vroia decât oficialitatea să dețină monopolul culturii. Una a plecat spre Pitești și a vândut casa. Da. A fost reclădită, reamenajată și s-a conceput complexul ăsta cultural, care are trei curs mari, una de poezie, curtea asta de mare. Da, da. Uitați, aici este fric și era la echinoxul de toamnă. Aici vin invitații, poeții și publicul. Se aprind făcliile și când răsare luna între cele două dealuri, atunci fiecare se urcă pe acel... hai să zicem, la acea ridicătură, pe mica scenetă și începe să recite. Sunt bucăți bune de pictură, adică Apostul este, George Apostul este în... Sunt foarte multe lucruri care sunt făcute pentru locul ăsta. Știți, erau mestecănuți, ăștia aveau 1,5 metri când am început. Este Nică Petre de la Paris cu toporul ăsta lui, e pământul cu... Adică regăsiți niște... Am văzut că aveți și statuia lui Beethoven. Da, da, da. Acolo dincolo, este dialogul mare între Europa și noi, adică Enescu și Beethoven. Frumos, frumos. Așa. Acolo e un teatru în pădure de 45 de locuri în care sunt spectacole unice. Și aici e necropola în care ne așteptăm rândul în chip mioric. În teatru acela dați și piesele lui Paul Everac? Da, între altele și piese. Adică piese care se pretează la...
o punere în scenă de 2-3 persoane. Au fost și piese cu... pe fundalul Păpușii și mai este o fundal... interesant în orice caz. Aici ar trebui gândit un că este o inițiativă privată, de, da, da, particulară. Inițiativă privată, un centru de spiritualitate română. Dopo aver visto la casa di Paul Evera con le statue, con tutte quelle cose che ha combinato, adesso siamo proprio in cima alle montagne. Siamo sulla via di Brașov, ma siamo ancora in montagna. Colico che ride! Când toamna și-acordă încet pe frunza-i galbenă chitara, pe lac ce luna l-argintase încet o levădă trece și pata-i albă se pierdea. Așa născut în plină toamnă, somnolenti uccelletti fanno ai nidi a schiera a schiera, si nascondono tra le navi. Buonasera. Quest'altr'anno la situazione di... Cantiamo tutti! Buonasera! Buonasera! Bravi, bravi! L'agna sior, la fonte sor... Piatra Craiului? Râșnov. Cristian. Abbiamo fatto metà strada. Mai. Questo siamo in una provincia. Piace drum. E no, perché dovete vedere tutte le bellezze. Hai chiesto Caruzzo, fai a dentro. Caruzzo con Kai. Caruzzo con Kai, dai. Asci per... Oh, stasera dobbiamo vedere un po'. Vediamo quanto è bello ci diventa. Certo, beh, voglio... Quando farete queste strade? Bisogna dirglielo, monsignore, eh. Questo inverno. Bisogna dirglielo, bisogna che lei si faccia dare la parola che glielo dice. Antena, anche Antena, sì. Televisione. Capoluogo del distretto di Brașov. È più occidentale, come vedete. Della Romania. Ecco, è più occidentale questa. È vero che è degradata, però l'architettura è tedesca antica. Montagna della Romania, situata in una depressione dei Carpazi meridionali.
a sud della Transilvania e poi si compone di un vecchio pittoresco centro medievale. Questo dovrebbe essere. Quartieri industriali dilagati di un piano e di quartieri residenziali sulle pendici. Cioè, attenti, ma è molto attenzione. Centro è più in là. No, non la stringa. Aspetta, che centro è destra. Page. Qui, davanti. Page. Avanti, no? Sì. Ah, c'è pericolo. È così imprudente, vedi se è incitato. Attrezzatura alberghiera, la località di Vittorio. Come stiamo uno che era stato lo stadio. Avanti? Avanti, ah, bella, guarda che palazzo. Dai, questo è un po' più. Bella questa strada. Lea, stai a l'altra. Si ne manda le tragedie di Ciadoio. Spati. A un matrimonio. Bella. Qui sì, prima no, ma adesso sì. È più centro. Adesso è proprio per andare. No, ma belle le case. Prima erano più, non so, non sembravano armoniose. Adesso si hanno armonia. Figuratevi se il regime avesse buttato giù anche questo. Mamma mia, sarebbe stato uno scempio proprio. Fai niente. Genu in chiasa triste, si plunge, si serroga. Non so più la trovare, che ci vuoi se ne implantare, si qua sta strada superare. E se tu che è un maion, ca se ci mai aline dorul, am să duc la o creșmanie, dar pe don locotele, la chiesa nera.